Și dacă de ospăț, pantagruelic, de care poate auzi toată lumea, se referă la ospețe care cuprind o multitudine de bucate. Nu atât de multe câte găsim în cartea din care provine această sintagmă, Gargantua și Pantagruel, cartea scrisă de François Rabelais, pentru că aici, în momentul în care se prezintă o asemenea petrecere, avem numai puțin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagini de feluri de mâncare. Pot să citesc câteva dintre ele. Pateuri de vânat, de ciocurlii, de hârcioși, de țap, de capre, de tuturele, de antilopă, de flacon, pateuri împănate, răcituri de porc înosânză, ciulama, tuslama, brânzeturi, piersici, etc. Cele două personaje sunt savuroase, oricum autorul este un fost cleric, pentru că el a fost călugăr, apoi și-a luat diploma în medicină și aici critică și abuzurile clerului și alte realități ale perioadei. În filmul polonez, clerul se critică de asemenea biserica catolică în acest context, pentru că avem trei preoți care au un fel de viață dublă, pentru că ei ascund niște lucruri nu în conformitate cu normele bisericii.